Bună dimineața, într-adevăr! În plus, astăzi avem chef să facem doar ceea ce ne place, deși pe umeri ne apasă responsabilități pe care vă spun de pe acum că nu le putem neglija. Mai ales în prima parte a zilei, atmosfera este serioasă și un pic mai apăsătoare. Este recomandat ca astăzi să ducem la bun sfârșit ce am început, în loc să ne apucăm de lucruri noi. Dar hai să analizăm fiecare zodie în parte. Berbec! Chiar dacă nu lași să se întrevadă, porți în suflet o mare durere care încet, încet se transformă în mânie. În cazul celor mai mulți berbeci, dezamăgirea este strâns legată de o poveste de iubire, de atitudinea unui copil sau de un proiect creativ care s-a blocat. Taur! Este dificil să te concentrezi pe ce ai de făcut la muncă, mai ales dacă e cineva din familie care are nevoie de ajutorul tău. Alți nativi se simt singuri în sufletul lor sau parcă lipsește ceva de acasă. Gemeni. Astăzi ai câteva momente în care vezi doar cele mai negre scenarii. Aproape că nu îți vine să crezi că o situație se va rezolva, însă te încurajezi să nu îți pierzi speranța. Este o zi în care să te ocupi de sarcinile zilnice și poate că nu va fi tocmai ușor, va fi o provocare, deoarece mintea ta e în altă parte. Rac! Astăzi te poți confrunta cu un blocaj financiar. Nu neapărat că îți lipsesc resursele, ci pur și simplu nu te poți extinde pe cât de repede ai vrea. Sau poate că întâmpini dificultăți legate de un credit sau de o finanțare. Leu! Când nu ai un câștig financiar major de pe urma carierei tale, cum ar putea crede cineva că doar motivația te va ține în priză? La un moment dat, entuziasmul scade și ai nevoie să fii stimulat cu mai multe beneficii. Cert este că tot mai mulți lei nu mai acceptă acum salariul vechi. Fecioară! Azi cele mai multe fecioare fierb în suc propriu. Pur și simplu sunt niște gânduri care nu le dau deloc pace. Te ajută astăzi să nu te compari cu nimeni și să fii mulțumit de realizările tale. La muncă, atmosfera este destul de tensionată. Balanță! Dacă ar fi după tine, ai prefera să stai toată ziua în pijamale și să lucrezi la un proiect drag sufletului tău. Asta pentru că în rest nu prea ai chef de nimic. Nu uita însă că tu ai darul de a transforma orice durere în putere personală. Scorpion! Mulți nativi ar începe un business pe cont propriu, dar probabil încă nu au suficient curaj să plece dintr-un loc călduț. Preferabil ar fi să le facă în paralel și să-și dea demisia când s-au pus pe picioare. Săgetător! Astăzi nu ar fi de mirare să cauți cea mai bună ofertă pentru un abonament la sala de fitness. Cu cât ești mai sedentar, cu atât astăzi ai nevoie să faci mai multă mișcare. Alți nativi, dacă au de dat un răspuns, de pregătit o prezentare, nu prea știu cum să formuleze. Capricorn! Ești într-o perioadă în care îți recomand să te joci un pic de-a detectivul și să aduni cât mai multe informații înainte de a da un verdict. Alți nativi au senzația că toate eforturile pe care le-au depus pentru a crea o conexiune profundă cu cineva au fost în zadar. Vărsător! Pe lista ta s-ar putea să figureze multe nemulțumiri la adresa partenerului sau a celui care te curtează. Unii dintre voi sunteți chiar la cuțite. Dă dovadă de maturitate și încearcă să găsești un numitor comun. Pești! Nu lăsa pe nimeni să te descurajeze sau să te intimideze. Poate că în trecut te-ai dat bătut, dar acum este momentul să devii conștient de puterea ta și să lupți pentru ceea ce îți dorești. Acesta a fost horoscopul. Mai multe detalii găsiți pe contul meu de Instagram, Bianca Nuțu. Să aveți o zi minunată și plină.